Bun găsit pe 94,9 FM. Echipa Hit Express vă prezintă cele mai importante știri ale zilei. Astăzi, peste 6.332 de absolvenți de gimnaziu din Iași au susținut prima probă la evaluarea națională la limba și literatura română. Elevii au avut de scris o compunere în care să motiveze apartenența la genul liric a poeziei Salcâm de Baconschi. La subiectul al doilea au primit un fragment dintr-un material publicat pe Adevărul cu tema Grădina pierdută a Edenului, locul în care ajungi doar cu elicopterul. Au avut de răspuns la 6 întrebări referitoare la textul dat și de redactat o narațiune în care să prezinte o întâmplare reală sau imaginară petrecută într-o zonă turistică. La Iași niciun elev nu a fost eliminat din examen. Un lăcaș de cult vechi de aproape 500 de ani a fost consolidat printr-o metodă unică în România. Biserica din comuna Ieșana Roneanu a fost suspendată și așezată apoi pe 48 de izolatori seismici. Lucrările tocmai s-au încheiat, iar constructorul asigură că timp de 50 de ani monumentul istoric nu va fi afectat de niciun cutremur. Totul a costat 2 milioane de euro, bani europeni. De astăzi până joi 30 iunie, furnizarea apei potabile va fi făcută după program în comunele Belcești, Focuri și la Coarnele Caprei, satul Arama. Furnizarea cu program este necesară în vederea refacerii nivelului de apă în rezervoarele existente. Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, Elie Wiesel, în colaborare cu administrația locală din Iași, organizează o serie de ceremonii pentru comemorarea 75 de ani de la pogromul de la Iași. În perioada 28 iunie-6 iulie 1941, pe străzile Iașului, în curtea Chesturii și în trenurile morții, peste 13.000 de evrei au fost asasinați din ordinul guvernului Antonescu. Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare, cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă mâine între 10 și 22. Iașul este sub cod galben. În Moldova, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Maramureșului, vă reamintim, a fost emis codul galben de ploi torențiale, vijelie și grindină. Guvernul contestă la Curtea Constituțională pensiile speciale. Declarația a fost făcută de premierul Dacian Cioloș, care a precizat că nu trebuie aruncat în aer sistemul de pensii. O delegație de 4 senatori români care a participat în perioada 13-17 iunie într-o vizită oficială în Franța, la invitația Senatului francez, a cerut astăzi, printr-un memorandum intern biroului permanent al Senatului, decontarea sumei de 50 de euro. Banii reprezintă o taxă pentru depășirea greutății admisie a bagajelor de cală. Află mai multe pe site-ul radiohit.ro.